De când COVID-19 a lovit Cambodgia, Rachna, de 12 ani, mama ei, frații și surorile ei au fost nevoiți să rămână acasă. Nu mă duc la școală, mi-e dor de școală și de învățătoarea mea. Mama lui Rachna este văduvă și își crește singură cei 4 copii. Copiilor le este dor de școală. Acum însă, Sumarli a rămas fără un loc de muncă. Nu știu ce să fac. Când a izbucnit pandemia, s-a închis locul unde am lucrat. De atunci, nu reușesc să-mi găsesc un loc de muncă. Câteodată nu avem mâncare. Mă preocupă acest lucru. Culegem plante din lac pentru ca mama să gătească din ele. Dar după ce am mâncat, am avut stomacul deranjat o zi întreagă. Apoi au rămas fără mâncare. Nu am mai avut orez. Am văzut-o pe mama cum plânge. Am îmbrățișat-o și am plâns și eu. Mama a împrumutat mâncare de la un vecin. Timp de o săptămână am mâncat doar o dată pe zi. Când Orphans Promise de la CBN a aflat despre Rachna și despre familia ei, au adus pachete cu mâncare pentru ei și pentru alții din zonele cele mai afectate de carantină impusă din cauza pandemiei. Am primit orez, țeiței, conserve de pește, nu mai mâncasem așa ceva. Am fost așa de entuziasmată când ne-au dat acest dar minunat. Orphans Promise le-a adus mâncare pentru o lună. Ei vor avea în continuare grijă de ei și de celelalte familii afectate, până când oamenii se vor putea întoarce la lucru.